Steaua București a obținut 4 victorii din tot atâtea întâlniri în primul turneu preliminar la Campionatul Național Masculin de Polo sezonul 2019-2020. În weekendul trecut la Brașov, elevii lui Andrei Iosep au trecut pe rând de Rapid București, AMF Arad, Sportul Studențesc și CSM Corona Brașov. A fost un turneu relativ ușor pentru noi. Am întâlnit echipele, să zic așa, din eșalonul 2, din a doua jumătate a clasamentului. Însă meciurile importante urmează la Focșani. Și alături de alți 7 colegi de la Steaua ați fost la echipa națională și ați obținut calificare la campionatul european. Ce reprezintă pentru voi această performanță? E foarte importantă atât pentru noi din punct de vedere personal cât și al echipei naționale. Întotdeauna mergem acolo cu încercarea de a avea un rezultat cât mai bun. Un obiectiv realist, să zic așa, ar fi primele 12 echipe. Tehnicianul Andrei Iosep este optimist în privința evoluției Stelei în acest sezon, mai ales că 8 dintre elevii săi au contribuit recent la calificarea echipei naționale a României la campionatul european de anul viitor din Ungaria. Normal pentru noi, având în vedere că avem majoritatea jucătorilor la echipa națională, este o mândrie, nu neapărat această calificare, pentru că să spun, a fost o calificare facilă, au fost adversari modești. Greul abia acum începe la campionatul european și cu siguranță ne dorim ca din acești 8 să fie cât mai mulți și în echipa de start la campionatul european de la Budapesta din 1 ianuarie. Următorul turneu din cadrul campionatului național va avea loc în perioada 24-27 octombrie la Focșani.